Am crezi străini printre străini, am de toate, am și multe frici. Locul nu-mi aici. Sunt un emigrant. Bine v-am găsit! România este țara cu mai multe viteze, țara din care se pleacă în general, pentru că România nu oferă perspective, nu oferă siguranță, nu oferă predictibilitate și să știți că nu toți pleacă pentru că nu mai au bani aici, ei pleacă însă tot din disperare. Acești oameni plătesc taxe și impozite la stat și primesc în schimb dispreț din partea autorităților, primesc spitale în care riscul de infecție este major, primesc școli în care cade tavanul efectiv peste elevi și infrastructură pe care alții o au de la finele anilor 50. Cam aceasta este România eternă. Începem! În timp ce politicienii își bat gura să convingă românii cât de bine o duc, clasamentele, indiferent de instituție, ne plasează la coada tuturor clasificărilor. Mai concret, aceasta este una dintre motivațiile pentru care milioane de români au fost forțați să părăsească țara. Sărăcia endemică este una dintre cauzele pentru care românii își părăsesc țara. Eurostat a dat publicității PIB-ul regional al țărilor membre UE. Clasamentul sărăciei este condus de țări care au făcut parte din fostul bloc sovietic al Europei de Est, Bulgaria, Ungaria și România. Noi suntem reprezentați în top 10 cu două regiuni, nordul Moldovei și sudul Olteniei. Dacă media Uniunii Europene a venitului pe cap de locuitor este de 22.800 de euro, a României se situează undeva pe la 7.600 de euro. În primele 10 regiuni cele mai sărace, jumătate sunt din Bulgaria, codașă de altfel a Uniunii Europene, două sunt din România și două din Ungaria. Astfel, regiunea de nord a Moldovei ocupă locul 6 cu procentul de 39% din media PIB-ului Uniunii Europene. Sudul Olteniei stă puțin mai bine, ocupă locul 10 cu 45% din media UE. În rest, regiunile României sunt departe de media Uniunii Europene. Cel mai bine plasată este regiunea București-Ilfov cu 144%, urmată de regiunea de vest cu 67%, regiunea centru cu 60%, regiunea de nord-vest cu 56% din media europeană. Topul este condus detașat de regiunea Londrei, unde PIB-ul este de 626% față de media UE. Următoarea regiune este Luxemburg cu 253%, urmată de sudul Irlandei și Hamburg cu 220% și respectiv 202%. Situația valabilă pentru 2018 indică un PIB al Uniunii Europene de 15.383 miliarde euro, puțin mai mic decât cel al Statelor Unite. Da, am început cu foarte multe procente, cifre, în fine, să nu ne rămână mintea plină de virgule, pentru că acolo e grav dacă ajungem. În platou, Sarmiza Andronic, bună seara, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc. Cristian Vasilache, avocat, expert în economie, și, surpriză, Tudor Marchiș. Bună seara. Bună seara, un român întors acasă. Am să încep. Da, ce de cum întrebări este? O să avem. Da. E, până la urmă, hai să spun așa, românii care se întorc acasă, care își găsesc argumentele să se întoarcă acasă, sunt ca niște trofee pentru cei care n-am plecat de aici, știi? Da. Sarmiza Andronic, totuși, mă gândesc așa, sunt foarte multe disparități, sunt foarte multe chestiuni, știți foarte bine de ce pleacă România, ați discutat cu români din diaspora. Până la urmă, care sunt argumentele? Pentru că stăteam de vorbă la un moment dat cu cineva care îmi spunea că a plecat nu pentru că avea probleme financiare, dimpotrivă, era cu o altă calificare, ci din cauza unei gume de mestecat văzută pe stradă, strivită sub pantof. Okay. Cred că, bine, cred că e prea mult. E prea mult, nu? Poate era o metaforă și n-ați înțeles foarte bine. Da. Prefer să nu mă gândesc că cineva poate pleca din cauza asta. Dar e foarte adevărat că lucrurile nu stau deloc bine în România și sigur că dacă mergi în diaspora și vorbești cu oamenii de acolo,
o să vezi că, într-adevăr, nu sărăcia, nu neapărat banul te face să pleci, ci lipsa asta de coerență. Adică școala funcționează altfel, nu mai e ca pe vremuri. Aud chestia asta de foarte mult timp. Nu mai e școala care se făcea pe vremea lui Ceaușescu. Păi ce am ajuns să facem comparație cu chestia asta? E rușinos. La spital nu e regulă, la judecătorie nu e regulă. Adică nu există o coerență în nimic. Și atunci și mai este această lipsă de încredere în instituțiile statului. Nu ai garanția că dacă ție ți se face o nedreptate, și acum vorbesc vorbind cu oamenii din diaspora, da? Nu ai garanția că dacă ție ți se face o nedreptate, la un moment dat cineva ăla care te-a taxat va fi tras la răspundere. Înțelegi? Adică nu este niciun fel de încredere în nimic. Până la urmă asta este. E, în străinătate, fie că vorbim de Italia, fie că vorbim de Spania, fie că vorbim de o grămadă de alte țări, acolo există o coerență. Uite, până și în Polonia lucrurile stau altfel. Cu toate că polonezii au avut revoluția în același an cu noi. Deci, da, au avut o coerență pe care noi nu o avem. Da, e foarte adevărat că există această sărăcie. E foarte adevărat că oamenii nu se simt respectați în țara lor. Dar să știi că așa cum există în România două românii, așa există și în diaspora două românii. Românii care vor să rămână acolo și care și-au găsit un loc, care s-au căsătorit cu și-au găsit un partener în străinătate, care își dau copiii la grădiniță, la școală și îi vezi din start că nu vor să se mai întoarcă pentru că acei copii nu știu limba română, știu limba locului în care cresc. Și atunci dacă tu nu înveți limba română, e clar că nu vrei să te mai întorci cu familia ta aici. Așa cum există o altă Românie, o Românie care ține în continuare de tradiții în diaspora, o Românie care merge înainte pe tot ce înseamnă sentimentalism vis-a-vis de România. Îmi face plăcere să spun asta. Da, sună bine. Mă uitam la cifrele pe care le-am prezentat mai devreme. Să spun așa că nu mai suntem ca în 2010, nu mai suntem ca în 2000. Nivelul de trai a crescut, asta e clar. Mai da, nivelul de trai, puterea de cumpărare au crescut, dar ce facem cu restul? Nu, pentru cred că e o confuzie aici. Dacă, eu am o altă deci, părere. Da. Nu. Da, bun, ok. Eu cred că, de fapt, românul, cred că această diversitate de produse și de servicii ne face pe noi să trăim sau să avem la dispoziție un produs, fie că e mai ieftin sau mai scump, adică în funcție de bugetul nostru personal. Adică dacă eu am alocate 5 lei, dacă eu am alocat 5 lei pentru o pâine sau pentru o săptămână să mănânc pâine, am pâine de la 0,99 până la 8 lei. Înțelegi? Despre asta e vorba. De, nu știu dacă Ispresul nivelul de trai a crescut, dar e foarte clar că există produse pentru tot felul de bugete. De fapt, știți prețul la pâine? 0,99 până la 8 lei. Da, așa este. Pentru că eu fac cumpărături, da? Da, despre asta vă... Dar nu o să ajung niciodată ministru, nici al muncii, nici al finanțelor, vă asigur. cum rămâne cu rata sărăciei? Că nu, e în creștere. De... Bun. Uite, mă uitam la cifrele de la INS. Dacă ne referim... Ușor. Asta e clar și va crește în perioada imediat următoare și va fi destul de dificil. Dar asta este altă discuție. Raportat la nivelul de trai în România, într-adevăr, regiunea aceasta, București-Ilfov, este în prim planul României și trebuie să ne bucurăm cu ea, pentru că sunt foarte multe investiții străine în această regiune, sunt locuri de muncă foarte bine plătite și de aici au ajuns. Problema este că nu e emulație la nivel de regiuni mult mai mari. Da? Deci ar trebui, vedeți că sunt diferențe foarte mari, de la 144% zona Ardealului, 67%. Enorm. Este diferență enormă. Problema este că nu avem o modalitate de influență sau de să fim mai primitori cu investitorii străini spre alte regiuni. Că la noi deocamdată discutăm de influența statului în economia României, iar atâta timp tot încercăm de atâția ani să facem să se înțeleagă că totuși un beneficiu real economic pentru cetățeni și pentru România ar fi ca să avem cât mai mulți investitori români, privați, bogați sau investitori străini, bogați care să angajeze cu salarii din ce în ce mai mari, nu cu salariul minim pe economie, care am văzut că la nivel de ministru finanțelor e o problemă acolo, cu salariul mediu pe la nivelul Europei. Nu vorbim doar de România, că trebuie să ne raportăm totuși la nivelul Europei. Având aceste regiuni care sunt mai sărace, normal că din aceste regiuni, unde nu s-au mai găsit locuri de muncă, au emigrat cetățeni. Da? Sunt cetățeni care au emigrat.
O migrație voluntară, nu forțată. Din punct de vedere economic, din punct de vedere social, din punct de vedere al unui vis care l-aveau și haideți să încercăm și acolo să vedem dacă vom reuși. Eu nu văd, de exemplu, ca în perioada imediat următoare, cam ceea ce se întâmplă, că tot ați adus în discuție o la Polonia, de exemplu, în Polonia au început să se întoarcă, migranții polonezi au început să se întoarcă în Polonia. Mai mult decât atât, dacă se va verifica, veți vedea foarte clar că, de exemplu, pe piața locală de muncă a Poloniei sunt peste 2 milioane de ucrainieni care muncesc acolo. Noi nu avem situații de genul ăsta. Noi nu avem nici o imigrare a străinilor pentru România, deci nici măcar lucrul ăsta, pentru că în economie, dacă sunt mulți imigranți străini, pot aduce un surplus economiei locale, deci nici măcar lucrul ăsta, ceea ce se întâmplă în Polonia cu lucrătorii ucrainieni, noi avem, în schimb, o migrație și nu avem o reîntoarcere. De ce nu avem o reîntoarcere? Pentru că nu avem planuri bine conturate, că nu putem să dezvoltăm doar Bucureștiul și Ilfov. Este anacronic și nu este normal economic. Ajungem și acolo. Trebuie să dezvoltăm regional. Iar dacă noi suntem pe bază de aceste mici feude, adică județe, scuzați-mi, nu sunt feude, da? Și nu mergem spre o regionalizare concretă, să mergem pe proiecte mai mari, masive, ca să dezvoltăm România, ajungem ca, de exemplu, banii europeni care ar putea fi cheltuiți exact în acest scop, să nu îi putem cheltui. De ce? O rată mică de proiecte de succes, da? Persoane sau antreprenori locali care nu reușesc să-și pună în aplicare aceste proiecte pentru a crea locuri de muncă, și mai avem alt tip de problemă cu PNRR-ul și asta care urmează să... Dar în momentul ăsta... Știți că în România profundă oamenii nu vorbesc despre aceste lucruri. Dar noi trebuie să discutăm, da, pentru că trebuie să înțeleagă că există o anumită preocupare, nu există o preocupare la nivel politic în România, de conducere. Dar, de exemplu, la nivel academic există o preocupare, de ce nu încercăm să dezvoltăm cât de cât anumite regiuni, de ce ca populația română se întoarcă, cei care sunt plecați se întoarcă în România, să-ți crească natalitate, pentru că în momentul când ai un anumit scop în viață, e și economic, nu numai social, încerci să-ți întremezi o familie, sunt multe situații care nu sunt rezolvate la nivel de regiune perfect, România. Perfect, de acord. Tudor Marcheș. Da. Ați rămas așa cu privirea... Diger, eu m-am întors de 2 luni și acum ce fac, învăț. Cum e România asta pe care o vedeți? Îmi place grozav. Adică eu am lăsat ceva și am găsit cu totul altceva. Când ați plecat? Chiar de 10 ani? De 10 ani. Și am plecat de bine. M-am fost ok, am fost arbitru de fotbal. Aveam firmă în Cluj. Deci eu m-am dus ok, eu nu am plecat. M-am dus să văd ce e în India mai mult. Am dus să fac un startup în India acum, în urmă cu 10 ani de zile. Lucram în vremea aceea cu Nokia de aproape, în toată Europa, și am zis, hai să vedem ce e acolo. Și am văzut un haos care am realizat că e propice pentru a face bani. E un haos extrem în India și eu când am venit aici văd același lucru. Văd oameni dezamăgiți, văd oameni, cum să zic, scârbiți de țara lor. Eu asta văd aici. Și exact ce am văzut și acolo în urmă cu 10 ani de zile și de asta m-am întors. Efectiv, mi-e place ce e acasă. Eu iubesc țara asta. Și am venit cu tot alți ochi, văd, noi... Bine, eu vin în India, mă un pic, eu 10 ani, brainwash în India, am lucrat acolo, nu știu Europa mult, mi-am făcut vacanțele în Asia Pacific. Acolo sunt alte niveluri, altfel se vorbește, vorbești de securitate, de apă, de o viață liberă, de posibilitatea unei femei să plimbe singure într-un parc, e altă cultură. Și când vin aici și văd că toate există, totul e pregătit pentru, numai pentru a munci, e superb. Și pe de altă parte, uite câți asiatici avem. Exod, chiar acum, zilele trecute, am înțeles că s-a mărit cota de asiatici în țară. E ce mai bine, îți aduci oameni cu care să lucrezi. Eu așa văd lucrurile. Deci dumneavoastră ne explicați acum că există țări, clar, care o duc mult mai rău decât noi și care ar trebui să ne bucurăm de ceea ce avem. Nu, eu mă bucur. Păi, eu nu vă explic. M-ați întrebat cum zic eu. Că și eu, gândiți-vă că mama mea locuiește la Bruxelles de 25 de ani și nu m-am mutat la Bruxelles. Sunt aici, bine mersi, cu familia mea. Nu asta vreau să spun. Vreau să, doar că încerc să
empatizez cu omul care stă în fața televizorului să înțeleagă ce spuneți. Deci noastră spuneți că există o criză de apă. Femeile sunt țări în care nu se plimbă libere pe străzi și că pot avea probleme. Sau nu despre asta vorbiți? Eu de acolo vin. Păi eu nu am spus că nu vă cred, da, eu încerc, da, dar exact, să lăburesc. Da, eu asta văd și eu văd faptul ăsta, negativismul ăsta în țară. Toți se plâng de țară, e oportunitate pe a face bani și aduce oameni, aduce investiții străine. Eu așa văd lucrurile, pentru că ceva de genul ăsta a fost în India în urmă cu 10 ani și e o societate foarte grea. Și am venind aici, am prins arii, mai ales cu ăștia, la grupul ăștia de repatriot în urmă cu 3 ani de zile, am văzut o altfel, cum a zis că sunt două fel de România, am văzut altfel de români acolo, niște oameni mult mai entuziaști, niște oameni mult mai, nu știu, parcă țin mai mult la neam, la glie și am zis să vin. Și chiar mie-mi convine că am venit acasă și sunt foarte bucuros ce am văzut în ultimele 2 luni jumătate. Pentru că ardelenii sunt oameni buni, pentru că privesc altfel lucrurile și întotdeauna da, partea exact. Plină a paharului. Eu însă sunt ardeleancă, deci... În fine, acomodarea mai este o modalitate de a vedea favorabilă și pozitivă. Este un lucru lăudabil, asta e clar. Depinde cu ce compari. Intrăm... Bun, putem să compara două societăți. Vorbim de societatea europeană și vorbim de societatea indiană. Absolut, despre asta vorbesc care, și eu. Ca număr de locuitori demografic sunt peste China la că ora asta. Că din Germania nu s-au întors oamenii, nici din Italia, nici din Spania. S-au întors din India. Și în India este într-adevăr un hub tehnologic foarte important. Acolo vorbim de industria farma extrem de importantă pe India. Știm exact ce e acolo. Problema este că noi avem milioane de cetățeni români plecați să-și găsească un viitor. Și avem aici un exemplu și le spune: hei, fraților, este bine și România. Ceea ce este un lucru extrem de favorabil, extrem de bun. Dar vedeți că aici este pur și simplu o voință și o poziție unilaterală. Nu dânsul dumneavoastră ați venit. Nu în baza unui proiect național să încercăm. Dumneavoastră ați luat o decizie personală să vă reîntoarceți. Este un lucru extrem de favorabil, extrem de bun. Noi criticăm și de-aia nu trebuie să confundăm planurile, noi criticăm situația și această anchilozare a statului român raportat la acest grup masiv de populație și aici vorbim de cam 20% din populația României care au ales voluntar, nu forțat, să nu-și mai continue viața în România. Ceea ce pentru noi, să știți, că este un lucru extrem de grav. Pentru că noi dezvoltarea care o putem face pe România, nu pe planurile care nu există. Deci noi discutăm la modul clar dacă ar exista un plan de dezvoltare coerent în România și sperăm să se întâmple, nu știu când va fi. Noi nu putem dezvolta România fără aceste milioane de oameni. Nu spun că trebuie să-i chemăm pe toți, dar cel puțin jumătate, 2 milioane de cetățeni, vă dau un singur exemplu și economic real. Știți că am discutat de mai multe ori că sunt probleme cu seniorii noștri, nu putem să le mărim pensiile și așa mai departe, da? Noi suntem în situația că dacă am ajuta un număr cât mai mare de cetățeni români să se întoarcă și să câștige și să cheltuiască bani în România, să plătească taxele în România, eu vă spun că am avea un PIB mult mai mare pe următorii ani, să ajutăm să facem un pic în 2019, în 2019 banii care au intrat în țară din diaspora au fost de 7,2 miliarde de dolari. În deci, 2020 la fel, să știți. Da. Nu știu cât a fost, dar nu, nu. Deci avem la 7 miliarde. 3% din PIB, mi se pare. Și vin banii. Vin banii și intră, s-ar putea să intre în consum, nu s-ar putea, sunt sigur. Deci banii ăștia ajută inclusiv societățile care sunt în România să-și raporteze la sfârșit de ani venituri suplimentare, exact și din banii de 7 miliarde de euro. Deci eu vă spun că cea mai tristă poveste este asta. Omul pleacă în străinătate ca să-și, pentru mize mici. Mă duc că nu am bani de casă. Mă duc că nu am bani să-mi țin copilul la școală. Mă duc pentru că vreau să-mi cumpăr o mașină. Nu pentru că există exact. Da, ci pentru chestiuni de genul ăsta. Gândiți-vă cât s-au întors în țară. Domnul este fericit, s-a întors în țară, a plecat bine, s-a întors bine. A plecat fericit, s-a întors fericit. Exact. Există oameni care pleacă în străinătate, nu-și doresc neapărat să rămână acolo, muncesc de le sar ochii câțiva ani și se întorc și-și fac o casă. Pentru că asta ne dorim noi în România, astea sunt mizele da, noastre. Da, mă uitam, scosesem datele unui studiu la cererea TransferGo,
la sfârșitul lui 2020, citez, doar 20% dintre români sunt de părere că cei plecați în străinătate contribuie la dezvoltarea economiei locale prin investiții făcute la întoarcerea în țară. Deci cam asta era, ăsta e raportul. Eu de asta m-am și întors. Eu am după 10 ani de zile am construit 3 business-uri de la zero și am ajuns să fiu într-un mediu de afaceri indian care, vrei nu vrei, a 7-a economie a lumii. Și în creștere. Nu, și va fi în creștere, asta e clar. Și oamenii mi-au zis, mă, Tudor, noi în afară, singurul lucru bun care îl știm de România ești tu, că ce apare în ziare acolo au fost câțiva care o spar bancomate. Asta e adevărul. Și mi-au zis, hai să facem ceva pentru Europa. Și că vreau și eu aveam drive-ul ăla să vin acasă și eu de asta am venit. Cum a zis, că pentru mine ce-mi pare? Că zic că nu avem proiecte de țară. Păi să le facem. Adică nu va veni nimeni să ne le facă. Și eu vin cu ideea asta. Dacă am reușit acolo, aduc banii indienilor, aduc business-urile lor, îți gata să duc business-ul românului acolo și dacă vin scobitori, da, faci bani. Pot să pun așa văd lucrurile. V-ați mutat la Cluj? Nu, la București. Sunteți în București. Perfect, sunteți binevenit, că mă gândeam că dacă v-ați dus la Cluj, iar la 5 minute de zonă. Haideți să vedem și care este România cealaltă. Bine, România, am uitat-o unii dintre noi. Pentru că tot vorbim despre școli, despre ce se întâmplă acolo, cam cum arată școlile. Așa am început. Cu școli al căror tavan, pur și simplu, se prăbușește peste elevi. E o realitate. Vedem. Dragi elevi, bine ați venit în prima zi din noul an școlar, anul în care demnitarii noștri sunt atât de preocupați de măsurile sanitare și de protejarea împotriva coronavirusului, încât au uitat de celelalte pregătiri. Și este cu atât mai grav cu cât școala începe în pandemie, o perioadă în care curățenia ar trebui să-i preocupe mai mult ca oricând. Într-un sat din Giurgiu se pare că animalele sunt cele care mai animă puțin peisajul din curtea școlii. Mai este foarte puțin timp până când unitățile de învățământ își vor deschide porțile, iar la nici 50 de kilometri de București, la școala gimnazială numărul 3 din Uzun, singura mișcare este a vacilor care se plimbă nestingherite prin iarba înaltă și de 2 metri. Școlile ar trebui să fie pregătite să-și aștepte elevii ca la carte. Din păcate însă, mulți copii vor fi întâmpinați cu nepăsare, ignoranță și mizerie. Mergem într-un alt județ din apropiere de București și găsim o altă școală care arată ca după un atentat. Tencuială căzută, pereți exteriori aproape căzuți, toalete în curte. Un pericol pentru sutele de elevi care ar trebui să învețe zilnic aici. Dacă vă gândeați că școlile din România au condițiile minime pentru educație, ei bine, undeva în județul Ialomița am găsit o unitate de învățământ care în anul 2021 încă are toaletele afară în curtea școlii. Ei bine, directoarea acestei unități de învățământ ne-a dat asigurări, deși nu a vrut să vorbească pe cameră, că elevii își vor începe noul an școlar într-o altă unitate de învățământ, nouă de această dată. Aceleași promisiuni le-a făcut și primarul din Bărcănești. După ce ani buni copiii au învățat în școala care mai avea puțin și cădea pe ei, toamna aceasta ar trebui să înceapă cursurile într-o școală nouă. Timp de 2 ani de zile ne-am descurcat puțin mai greu. Eu fiind primar nou, fiind profesor, de ce și gimnaziu și grădinița și 1-4 au învățat acolo. Dimineața un schimb, după amiaza celălalt schimb. Acum terminăm lucrarea la școala nouă, proiect început de vreo 2 ani jumate, dacă nu greșesc. S-a finalizat, s-a făcut recepția și putem să-i separăm pe copii, 5-8 să vină în școala mare, școala nouă, și 1-4 să rămână acolo. Și sper că în 2 săptămâni, până în cât mai sunt până la începerea anului în curs, să o rezolvăm și acolo, să reparăm școala veche. Așa cum au fost lăsate la data de 21 iunie, când elevii au părăsit cursurile. De ce se întâmplă acest lucru? Întotdeauna ne-am plâns de lipsa banilor, dar știți că este o vorbă, că omul țintește locul. Este vorba și de modul în care directorul de școală se implică, este vorba și de primarul și
judecătură, autorități publice locale care are sub ordine unde are învățământ și care răspunde din punct de vedere administrativ pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare, astfel încât elevii să se întoarcă în niște spații primitoare. A trecut deja un an și jumătate de când România duce o luptă cu virusul SARS-CoV-2, timp în care elevii din țară au fost privați de sistemul de învățământ. Orele s-au desfășurat mai mult online decât cu prezență fizică. Acum, în schimb, copiii vor începe școala în bănci. Acum, odată cu valul 4 al virusului, elevii ar fi trebuit să fie poate mai protejați ca niciodată. În schimb, aceste imagini sunt dovada vie a sărăciei din sistemul de învățământ din România. Așa cum înțeleg? Da, cam așa stau lucrurile. Școli de vis. Bine, când vii din India, ți se pare totul foarte ok. Probabil că acolo și da. Populație sunt 1.700 de milioane aproape. Nu? Acele e școli pot fi hoteluri de 4 stele pentru... Bine, nu vorbim despre școlă. Deci, mi se pare diferit. Subiectul ăsta îngrozitor cu sistemul de școlarizare din România. Când se va rezolva, pare... domnul? Avem școli care se dărâmă. Știți avem ce e paradoxal? Că dacă profesori care nu mai sunt pedagogi. Acum 5 ani, nu era nicio diferență. Nu ne dădeam seama că a fost făcut acum 5 ani. Da, și asta sau e adevărat. 10. Și asta e adevărat. E la fel. Da, și unde e problema? Hai să vedem unde e problema. Problema poate... sunt la cei care nu înțeleg. Următorul aspect. Pentru că în perioada asta de școlarizare 1-8, am văzut școli care erau în paragină. Dacă copiii ăia trăiesc în halul ăla, obligați că trebuie să ducă la școală, nu? Și ei văd că în altă parte lucrurile sunt normale, normal că îi sunt înfiripă în creier. Bă, trebuie să fug, băi, trebuie să fug de aici. Pentru că este clar subliminală problema. Dacă tu nu creezi o infrastructură corectă ca să-i ajuți pe copii să nu se gândească când hai să fugim toți, când vom fi majori, că și de aici pleacă toate problemele, tot intrăm pe latură penală, dar nu vreau să intru aici, da? Că de aici, din satele astea, sunt problemele. De ce? Pentru că ei vor să fugă. Nu ai cum să le creezi lor ideea, băi, rămâi în România că e bine. Cât timp ei se duc la toaletă iarna, da, la minus 10 grade, să se spele pe mâini. Să și vă dați seama că așteaptă la Ministerul Educației. Hai să fim realiști. Când te duci într-o școală din străinătate, chiar dacă profesorii poate sunt mai puțin pregătiți, nu vreau să jignesc pe nimeni, habar n-am cum e sistemul din străinătate. Sunt probleme în Europa grave. Sunt probleme majore, ok. Da, copilul ăla care se duce la școală se duce cu plăcere, pentru că are un perete colorat, pentru că se duce la toaletă, nu-și face griji că n-are prosop. Nu-și face griji părintele de acasă că nu are copilul să pun la școală și așa mai departe. Noi avem niște probleme basic, adică... Vă mai țineți minte că mai acum... Normal că voi, își dorește copilul un copil... acela care a decedat în toaleta școlii? Acum au câțiva fost ani? Mai deci discutăm cazuri de situații exact de genul ăsta în România și noi ne punem întrebarea de ce, doamne, vor să fugă? Păi fug împreună cu părinții, domnule. Dar nu e normal, adică un copil care învață într-o școală frumoasă, la propriu frumoasă, aranjată, curată, cu tot ceea ce îi trebuie, se duce de plăcere. Când el privește școala ca pe o povară, mă duc, mi-e frig în clasă, îmi cade tavanul în cap, părintele vorbește acasă, auleu, trebuie să ne trimitem copilul la școală, ce ne facem? E adevărat, nu putem generaliza. Sunt și școli care arată bine, în care copiii învață de plăcere, profesorii sunt buni pedagogi, știu să ajungă la sufletul și la mintea copilului. Dar ce te faci în satele unde prioritățile sunt altele? Ce te faci? Că acum, sincer, fac chiar o trimitere la alte vremuri, dar aveam elevi și știți foarte bine, sunt foarte mulți oameni care au învățat cu vaca pe câmp și au ajuns academicieni. Și sunt mândri de asta. E, uite, de asta... Academicieni adevărați, atenție. Da, corect, așa este. Da. Foarte bine punctat. Academicieni adevărați, care au un discurs despre corect ce înseamnă națiunea și patriotismul românesc. Așa este. Domnule Marchiș, ați făcut școala la Gherla, nu? Da, Gherla și liceul la Gherla și telecomunicații la Cluj, inginerie. Bun, școala cum era la Gherla? Parfum, mi-a plăcut foarte mult. Deci,
Păteați mingea în fața școlii? Da, băteam mingea, spart geamuri, ce n-am făcut acolo? Cred că a fost chiar... Bunicii mei vin și din sistemul de învățământ. Bunica mea a fost directoare la Papiul Arian deci mulți ani de zile la Colegiul Național. Bunicul inspector în învățământul primar în Transilvania, mulți ani. Deci eu vin din partea asta academică și eu știu ce înseamnă... Și ați avut și pile în învățământ. Nu era vorba de pile, dar vreau să mă duc la cu totul altceva venind de învățământ, eu cum văd lucrurile. Ei erau oameni bogați ca și profesori. Deci ei, eu am văzut că familia bunicilor mei își permiteau să-și iau o casă într-un centru Dejului, să aibă un statut. Era cu totul altceva în vremea respectivă să fiu un profesor. Acum, din păcate, datorită salariilor care sunt... ajungi profesor de nevoie în 99% din situații, nu cred că de choice. Te duci că n-ai altă soluție pentru că salariile mici. Eu nu văd de ce cineva nu s-ar duce cu un salariu de 2-3 ori mai mare la o particulară. Dar știți să cum fie... se completează salariul cu meditație? Și ei făceau la fel. Dar aia nu înseamnă că îl împușcă. Până la urmă ajută un copil să progreseze. Eu așa văd lucrurile. Atâta vreme cât tu ții alea 8 ore la stat sau cât le dai stat, nu știu câte ore se dau la... Eu nu văd nicio problemă, că până la urmă... Există o singură problemă. Supraviețuim. Apropo de ceea ce spuneați. Există o problemă pentru că până și școala s-a stricat în următorul fel, pe care eu vi-l spun acum. Înainte, școala și familia erau una și aceeași chestiune, da? Și se construia împreună. Acum este foarte posibil ca valorile din familie să nu mai fie transmise la școală. Este foarte posibil ca școala să dărâme ce construiește familia și familia ce construiește școala. Nu mai e același lucru. Înainte chiar așa stăteau lucrurile. Păi dumneavoastră veniți dintr-o familie de profesori în care valorile, principiile erau unele pe care și noi le aveam. Chiar dacă nu veneam din familii de profesori. Dar asta ni se asta învățam noi. Da? Când profesorul spunea ceva, păi era literă de lege. Când profesorul lua linia și îți dădea la palmă că ai luat 9 și trebuia să completezi până la 10, că eu așa țin minte. Mi se părea foarte grav, dar nu lovitura, ci rușinea că am luat 9 Corect. Când puteam să iau 10. Care? Dar e chestiune de poziționare vis-a-vis de școală și asta tot de la vârf. Pornește. Da. Care ar fi soluția cu învățământul românesc? Bun. Eu văd aveți acum... în familie. Vă întreb în calitate de antreprenor. Antreprenor? Eu, acum, în calitate de antreprenor, eu pot să vă spun ce am făcut în India. Și sistemul în India era destul de slab. Și când am dus firma în 506 de angajați, când am dus-o în 9000 de angajați, am făcut propriul meu sistem de învățământ în cadrul firmei. Pentru că dacă nu mă ajută sistemul, am zis că trebuie să fac bani. Până la urmă faci o firmă să faci bani. Atunci am pus un cost de teaching și learning. Am avut propriul meu institut de învățământ în care îmi recalificam oamenii. Și atunci puteam să-i vând mai scump. Să ne ziceți. Care era la locul de muncă. Da, și am făcut noi, când eram pe servicii, pe întreținere și am făcut o suprafață în care am... replicat spații de birouri, spații comerciale și efectiv îi calificam pe oameni 15, 20, 30 de zile și pe la muncă. Da, foarte interesant. Da. Și asta este una dintre elementele din economie, în momentul când nu ai muncă calificată, încerci să ții ei și să-i faci la locul de muncă. Deja marile companii nu mai țin cont de studiile superioare. Țin cont de alte criterii. Depinde pe ce sectoare de activitate. Corect. Acolo se lucrează. Însă, avem în continuare acele regiuni subdezvoltate, pentru că avem un scurt istoric acum, ce s-a întâmplat, câți bani am accesat de la intrarea în Uniunea Europeană și cam cum cheltuim noi banii. Ia să vedem. Aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 și până la 31 iulie 2021, sumele primite de România de la bugetul UE au fost aproximativ de 3 ori mai mari decât sumele plătite de România la bugetul Uniunii Europene, conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice. România a primit 66,2 miliarde de euro, în timp ce a cotizat la bugetul Uniunii Europene cu 22,8 miliarde de euro. Am încercat să ajut cu rata de absorpție pentru regiunile mai puțin dezvoltate. În cazul României am făcut eforturi extraordinare, în sensul că am fazat foarte multe proiecte,
în valoare de 3 miliarde de euro. Practic am degrevat bugetul național de 3 miliarde de euro, bani care ar fi fost pierduți. În prezent, autoritățile române nu se gândesc la absorpție, iar cifrele vorbesc de la sine. În 2021, în primele 6 luni, s-au atras doar 4,5% din sumele de la bugetul Uniunii Europene. Potrivit acestor date, până la 2 iulie, rata de absorpție efectivă pe fondurile de coeziune, care cuprind 6 programe, inclusiv infrastructură mare, regional și capital uman, era de 38,11%. Sumele solicitate la plată au ajuns însă la doar 44%. Programele operaționale competitivitate și regional stau cel mai prost, cu rate de absorpție de 23,81%, respectiv 34%. Aceste sume trebuie cheltuite până la finalul lui 2023, perioadă în care România a trebuit să atragă fonduri de aproape 13 miliarde de euro doar pe aceste programe. Da, și îl salut și pe europarlamentarul Victor Boștinaru. Bună seara! Mulțumesc pentru Bună că seara. Ați acceptat să discutăm despre aceste fonduri pe care România teoretic ar trebui să le acceseze pentru a recupera, în fine, din decalaje. Nu se întâmplă. De ce? Povestea este veche și în cazul României s-a cronicizat aproape de la un cadru financiar la altul, cum se numesc bugetele pe multe ani ale Uniunii Europene. Această cronicizare are în esență două cauze majore. Pe de o parte, există o capacitate foarte redusă de elaborare a proiectelor și de implementare a proiectelor, așa numită capacitate administrativă. Iar pe de altă parte, la nivelul unităților teritoriale al UAT-urilor, capacitatea de acolo unde ar trebui să se deruleze proiectele, capacitatea autorităților în materie s-a depreciat de la un an la altul. Ar trebui să ne uităm la două cifre pentru a înțelege că România n-are cum să performeze mai bine dincolo de clientelă, nepotismul de la nivel central. Pe de o parte, există deja un program capacitate administrativă. Acest program capacitate administrativă, la care am lucrat foarte mult când eram europarlamentar, își propune tocmai să investească în pregătirea specialiștilor care să facă exact ce spuneam înainte. Elaborare, implementare, pentru a asigura maximizarea investițiilor cu fonduri europene. Când vorbim acum, absorpția reală este de aproximativ 50%, ceea ce este foarte puțin. Gândiți-vă că ar fi trebuit ca această investiție în forță, în resursa de expertiză, să se facă la începutul cadrului financiar, dacă nu o ai, pentru ca după un an de zile ei să poată deja opera și să deruleze proiectele. În cazul României nu s-a întâmplat, nu se întâmplă și tragic este că niciun guvern, inclusiv cele ale partidului căruia i-am aparținut, n-au făcut acest lucru. Al doilea element, la nivelul administrativ al unităților mijlocii și mici, practic nu există niciun fel de capacitate relevantă în materie, inclusiv înțelegerea limbajului profesional. Există un jargon profesional care se referă la absorpția fondurilor europene și acest limbaj este nu dificil, pare mai degrabă o limbă străină. Și în care nu se predă în școli, da. Această afirmație sunt două realități de la care liderii noștri ar fi trebuit să învețe. În comune, există o comună Ciucut care a făcut miracole în materie de absorpție și există un oraș mijlociu, Turda, care acum 3 ani de zile absorbea aproape 300 de milioane de euro într-un cadru, într-un ciclu de 7 ani de zile, ceea ce este incredibil de mult. Incredibil de mult și benefic, dacă cine se duce în aceste două localități, vede cu ochii lui ce înseamnă să
faci din investițiile cu fonduri europene un proces de schimbare nu doar a aspectului unei așezări umane, dar și a modului de funcționare, a modului în care se generează apoi venituri și se susține procesul. Sau în vecinătatea noastră, uitați-vă la Sinaia, care în cadrul financiar anterior a absorbit într-un proiect de doar 23 de milioane aproape de euro și a făcut modernizarea întregii infrastructuri, iar astăzi Sinaia și-a consolidat poziția de stațiune montană privilegiată, nu doar în preferințele românilor. La care nu avem acces. Eu o să spun un cuvânt dureros, incompetență, că până la urmă asta ați definit. Dar e foarte adevărat ce spuneți, domnule Boștinaru, că mă miram de această cifră de 66 de miliarde de euro. Păi e foarte clar că această sumă a intrat în țară pentru diferite localități. Vă dau și eu un exemplu de care sunt foarte mândră la Hunedoara. Primarul de acolo are acum 25 de milioane de euro pe care se cheltuiască cu un proiect în jurul castelului Huniazilor. Credeți-mă, exact. Scot pălăria în fața unor astfel de oameni. Concluzia este dovada că se poate. Sigur că da. Haideți să spunem mai simplu. Polonia a pornit, a avut același start cu noi. Aș zice chiar că tradiția ei administrativă era sub nivelul celei românești și datorită unei influențe sovietice mult mai puternice. Ori Polonia, investind în capacitatea administrativă, creind experți care nu sunt mișcați din locurile lor de experți de către miniștri, clientelă incapabilă, incompetentă sau coruptă, Polonia a reușit astăzi nu doar să absorbă toate fondurile europene, dar să inoveze în materie de concepte, în materie de combinarea fondurilor europene cu investițiile fostul fond de investiții strategice din perioada Juncker, la un nivel la care statele din vest se uitau geloase. Dar ce au ei, domnule Boștinaru, lămuriți-ne că îi cunoașteți, ce au ei în plus? Au o mai mare bunăvoință, oameni au competenți, ce au? Pentru că toți ne uităm la Polonia cu invidie. În primul rând, sunt mai serioși decât noi. Chiar au făcut lucrurile. Au creat expertiza necesară și apoi au lăsat-o acolo în loc, indiferent ce guvern s-a schimbat. Și dacă primarul nu se pricepe, și înțeleg că nu trebuie să se pricepe la detaliile tehnice, dar dacă el are în jurul său experți care știu despre ce e vorba, acei experți realizează proiectul, se califică, este eligibil și apoi banii vin. Și ca să înțelegem la adevărata tragedie a absorbției fondurilor europene în România, vă mai dau două exemple. În Delta Dunării se derula cel mai mare proiect cu finanțare multifond. Era un concept inovator de pionierat în legislatura anterioară, care permitea într-un singur proiect să aduci fonduri și finanțări din toate fondurile europene, ceea ce de obicei nu se întâmpla atunci. Era un proiect care valora peste un miliard, aproape 1,1 miliard. Era cel mai mare proiect la nivel european. Acel proiect a fost abandonat, iar astăzi, din câte știu eu, nu numai că nu s-a realizat ce trebuia realizat, dar România, nefiind în stare să implementeze proiectul, trebuie să restituie și banii înapoi. Și ceea ce e și mai tragic, faimosul proiect al superlaserului de la Măgurele, care permitea ca România să devină statul cu cel mai puternic laser de pe planetă, cel puțin pentru 1-2 decenii. De aș mai adăuga eu. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru acest tablou. Și acum trebuie să restituim și cei peste 300 de milioane. Și asta e opera guvernului actual. Da, mulțumesc mult, domnule Marchiș. Hai să încheiem într-o notă optimistă așa, pentru că ne... Că ne-ați transmis oricum starea dumneavoastră. Nu facem nimic așa. Deci nu de ce ați venit aici până la urmă, că v-am,
V-am demoralizat. Păi, mai rămâneți în România după emisiune? Nu, acum chiar mă gândeam că dacă ascultam emisiunea asta, nu mai veneam, poate. Dar nu, acum să se pot cu face o glumă. Da. Nu, nu. Nu. Da. Ați venit foarte bine. Punctual se pot face bani aici. Punctual se pot face. Noi vorbim la nivel macro aici. Da, am de complet de acord. Acum am făcut să fac și o glumă. Am venit să învăț țara, odată să învăț să trăiesc românește din nou. Vreau să mă reconectez cât de mult pot, să învăț mediul de afaceri. Noroc că am platforma asta, cum v-am spus, așa la Repatriot, o echipă foarte bună și cu Sergiu Manofu, cu domnul Felix Pătrășcanu sau cu domnul Bostan. E o echipă bună de oameni și încercăm să facem ceea ce toată lumea vorbește că nu-i făcut. Eu văd oportunități. Ce faceți concret? Business-uri, să aducem bani, să dăm o direcție, să organizăm lucrurile pentru noi în așa fel încât, vă vreți, pentru țară, în așa fel să aducem România înapoi acasă. Cât de mult putem să-i aduce, pentru că e vorba, nu este vorba că iarba e mai verde pe partea cealaltă, dar dacă vrei să ai și tu iarbă verde, trebuie să o uzi până la urmă. Și noi, eu nu zice să o udăm. Și noi vrem să udăm cât de mult putem acasă și asta vreau să fac. Aveți un vibe foarte pozitiv și aceea e în regulă. Foarte bine, felicitări. De exemplu, și polonezii angajează nepoți, dar sunt competenți, da? Sunt experți. Vedeți că avem atât de mulți bani pe care nu-i accesăm. Bine, acum dăm toți vina pe Uniunea Europeană, nu? Da. Ajutați să dezvoltăm. Problema este că dacă nu ar avea aceste oportunități guvernamentale pentru OAT-uri, băi, nu mai faceți voi proiecte pentru să accesați. Vă facem noi proiectul Salinii. Vă dăm noi banii. Păi stai mă puțin, că avem 6 miliarde de euro care trebuie să-i luăm până în 2023. Faceți-vă proiectele. Nu mai trebuie să depuneți. Vă dăm noi bani de la guvern. Da. Și de unde îți dă bani de la guvern? Păi din taxele noastre, despre ce discutăm? Să știți că aici e o problemă. Eu sunt insistent. Vom vorbi cu românii care s-au întors, pentru că este un proiect interesant. Să vorbesc și cu românii care au ceva de făcut aici. Au găsit ei resortul, au găsit ceva. Și e bine că se întoarcă. Să se întoarcă. Da, motive să se întoarcă. Vorbim și cu românii de acolo să vedem cum o duc. Continuăm acest proiect pentru că este foarte important pentru dumneavoastră. Să auzim de bine. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu somație publică postul Metropola TV, deoarece în cadrul ediției emisiunii Mădălin Ionescu Show din 2 martie 2021, în contextul temei referitoare la pandemie și vaccinurile anti-COVID-19, publicului nu i-au fost prezentate informații într-un mod corect și imparțial, ceea ce contravine articolului 64 din Codul Audiovizualului, potrivit căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună credință. De asemenea, în edițiile din 22 și 24 februarie 2021, afirmațiile moderatorului și ale invitaților pe marginea aceluiași subiect au fost lipsite de imparțialitate, neasigurându-se o distinție clară între fapte și opinii, așa cum dispun articolele 64 și 67 din același cod. Conform acestor dispoziții, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, trebuie asigurată o distinție clară între fapte și opinii, iar în exercitarea dreptului lor de a-și exprima opinii și puncte de vedere în legătură cu subiectele de interes public, prezentatorii și moderatorii nu trebuie să profite de apariția lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigențelor de asigurare a imparțialității.